6 organizații neguvernamentale au fost premiate pentru contribuția lor la consolidarea democrației, dezvoltarea comunităților locale și promovarea unei guvernări mai deschise. Gala Premiilor Europene pentru o societate civilă a ajuns la cea de-a 5-a ediție și a fost organizată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Premiul pentru bună guvernare se oferă Asociației Publice Institutul Virtutis Civilis. Asociația a implementat diferite proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Peste 200 femei instruite pentru participare în procesul decizional. Deci aceste femei au participat în Academia de Liderism și au fost instruite cum să atragă cetățenii în implementarea proiectelor importante pentru dezvoltarea comunităților lor. Printre cele 200 de participante, 60 au candidat la alegerile generale locale din 2023, iar 45 dintre ele au fost alese în calitate de primar. Eram o femeie, ca și multe altele, nehotărâtă, nedeterminată și foarte, foarte fricoasă de a merge pe segmentul politic. Grație dumnealor am urmat acest curs, multiple instruiri, așa încât astăzi pot să fac față lucrurilor, să fiu aici în fața cetățenilor pentru a îi ajuta în soluționarea problemelor existente. Aceste instruiri au contribuit și la creșterea mea profesională. Astfel, noi putem ca să prestăm servicii de calitate cetățenilor. Premiul Societate Mai Puternică a fost oferit Asociației Obștești Filantropie Creștină. Două proiecte, în mod special, Innova School și Innova Business, Creștem ca să dăruim, a adus foarte multe beneficii. Tinerii NIT au putut să dobândească, iată, prin start-up-uri, să înființeze anumite afaceri care, iată, le pot aduce binefaceri în viața lor. Muncim acasă, nu plecăm psihotarii, suntem lângă copii și ajutăm la dezvoltarea țării. În cadrul acestor cursuri am confecționat mai multe articole, două dintre care le am aici, este o cămașă pentru mine și o iei pentru copii. Sunt foarte recunoscătoare pentru această posibilitate. Organizațiile premiate au fost selectate pe baza impactului asupra societății și a modului în care au reușit să mobilizeze și să inspire comunitățile locale. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a depus și va continua să depună eforturi ca sprijinul Uniunii Europene să ajungă la toate organizațiile, în mod special la asociațiile ce activează în comunitățile locale. În prezent avem peste 25 de inițiative implementate de către organizațiile societății civile cu proiecte în valoare de peste 30 de milioane de euro, care deja au ajuns sau vor ajunge prin subrogantare la organizațiile mai mici din regiuni, inclusiv pe malul stâng al Nistrului. Cred cu tărie că democrația noastră se poate dezvolta doar dacă vom avea în continuare o societate civilă activă și puternică, care să fie un partener inclusiv critic al instituțiilor statului. Printre cei premiați se mai numără Agenția pentru Inovare și Dezvoltare din Tiraspol, Centrul La Stradă, Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă și Aripile Dumbravei din satul Volovița din raionul Soroca.